Nu, eu citesc, dar voi faceți listă, adunați, da? Puncte sau ce? Pui 3 la președinte sau ceva? Da, 3. A, sau puncte, liniuță în drept. Eu cred că trebuie să scrii 3 nume și să pui, dacă e primul nominalizat. Punctișoare, da? Ca un tapel. Oleg, dacă e primul nominalizat acolo, trebuie să-i dai 3 puncte. Da, dacă e al doilea, 2 puncte. Dacă e al treilea, 1 punct. Ce ziceți? Dacă e primul nominalizat. Eu am făcut asta în vară, așa că dați Oleg. Deci mai bine 3 puncte sau cum faci? Dacă e primul nominalizat, ai 3 puncte. 2, 2 puncte. Și Ionel tot are propunere. 3, 3 nume. Propun că spun doar în tabel, și adică al președinte sau vice... Așa, sau consilier, să fie compus. În compus. Da, deci cât îi dăm omul, independent de ierarhie? 3 puncte sau 1 punct? Cine ce părere ai? 3, președintele, 2. Cine are cel mai multe puncte, e președinte. Cel devine președinte automat. Și dacă o să aibă mai multe plusuri, vreți să aibă omul 3 puncte sau să aibă 1 punct? Dacă e primul. Așa, Oleg, n-ai cum, la al doilea, n-ai cum. Deci la primul, la președinte, trebuie să ai puncte. Deci 3 puncte pentru președinte. Cine e primul nominalizat, îi pui 3 puncte din start. Deci dacă ești pe primul loc, ai 3 puncte. Dacă ești pe locul 2, ai 2 puncte. Dacă ești pe locul 3, ai 1 punct.